Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la evenimentul de lansare a mecanismului de cofinanțare pentru stimularea exporturilor, pentru întreprinderile mici și mijlocii al Băncii Mondiale, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Suntem la Bardar, la unul dintre beneficiarii de programe de finanțare ale organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului, pe care vom și vizita mai târziu. Invitații și vorbitorii de astăzi sunt viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, directoarea de țară a Băncii Mondiale, Inguna Dobrea, directorul ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Antreprenoriatului, domnul Dumitru Pinta, și beneficiarii, inclusiv gazdele noastre de astăzi. Și cu aceasta vreau să-i ofer cuvântul domnului viceprim-ministru pentru a deschide evenimentul de astăzi. Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Bună dimineața, Inguna, colegi. După cum bine știți, unul din principalele obiective și principala prioritate a acestui guvern este dezvoltarea economică. Este să susținem economia în această perioadă, iar asta înseamnă să susținem eforturile cât mai multor antreprenori să reușească, să se dezvolte, să crească și nu în ultimul rând să pătrundă pe piețele din afara Republicii Moldova. Ori, am spus-o nu o singură dată, suntem o țară cu o limită de creștere, fiind o piață mică, de aceea atunci când un antreprenor ajunge la un anumit nivel de maturitate, rețeta succesului este să iasă în afară, să cucerească noi piețe și să cucerească noi consumatori, să ofere produse de calitate, pentru că noi nu trebuie să fim produse ieftine, noi trebuie să oferim produse de înaltă calitate consumatorilor din marea piață europeană în primul rând, dar și din alte piețe. Și în acest proces, evident că este responsabilitatea guvernului să ofere tot sprijinul ca acești antreprenori să reușească. Pentru că, încă o dată am mai zis asta, succesul fiecărui antreprenor este și succesul comun al nostru, al țării și al guvernului. Astăzi lansăm acest program pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii să cucerească noi piețe și suntem aici la Bardar pentru a arăta un exemplu despre cum asta ar putea arăta. Este o companie care a reușit să pătrundă pe piața românească, este o companie la un anumit nivel de maturitate care reușește să spargă, și vă felicit cu această ocazie, să spargă hotarele dintre țara noastră și piețele pe care trebuie să le targetăm. Noi avem o mare oportunitate, avem acces de fapt fără precedent la piețe noi, nici nu mai știu dacă noi putem să numim Uniunea Europeană piață nouă, este de fapt deja piața noastră tradițională. Nu este altă piață tradițională cum era 15 ani în urmă. Trebuie doar să ne consolidăm aici, trebuie doar să știm să producem calitate, să fim competitivi și să oferim acest produs pe care îl avem consumatorilor de pe marea piață europeană. Acest program va oferi susținere la 200, la cel puțin 200 de companii de genul acesta, ca acestea să se dezvolte, să crească și să pătrundă și să cucerească noi piețe. Un program care va oferi mai multe istorii de succes. Deci noi, ceea ce vedem aici, intenția noastră este să mulțim la cel puțin 200. Vrem să ajutăm cât mai mulți antreprenori să reușească, să pătrundă și să bătătorească această cale spre noi piețe și spre noi consumatori. Iar asta înseamnă, încă o dată, prosperitate, locuri de muncă pentru oamenii noștri aici acasă, locuri de muncă bine plătite,
și creștere economică pentru toată țara. Și mulțumesc, Inguna, pentru această susținere. Banca Mondială a fost alături de noi și va fi în continuare în acest proces. Avem o economie de ridicat, avem o economie de dezvoltat și avem mii de antreprenori care trebuie susținuți cu măsuri targetate și concrete. Vă mulțumesc, Inguna, dacă poftiți. Bună dimineața, good morning. Thank you, Minister, dear colleagues, dear media. Again, as Minister said, there is not much I think I could add to the substance of the program, but I can say that on the World Bank side, we are really, really happy to continue supporting. This is not where we're starting. We had a long engagement in supporting small and medium-sized businesses in Moldova. And again, when we look at Moldova's agriculture, and this is one of the products of Moldova's agriculture production, it's an important part of the economy. And I think it needs to be supported. And that's a lot of small and medium-sized enterprises that are part of this agriculture side of the economy. And that's why I'm really pleased that it's important to support the products that are very high quality and are going to export. And I think that's the essence of this program. But I would also like to say that with more and more products going outside Moldova's borders, we see that the quality is improving also for the products that stay in Moldova. Because you can't make two different products of different quality, one that goes outside and one that stays. No, it should be the same. Because, you know, Moldovans would like to benefit from exactly the same high quality products. And what we see here is a clear evidence that it is happening. Because I went to the store, I can buy the same thing there, I see these things, those can go, they will export. Currently, I understand only to Romania, but EU market is huge. And I know you are not new to, Moldova is not new to the EU market, but it is a huge market. And I think the opportunities are there. Therefore, I'm really happy to see that with launching this component, small and medium-sized enterprises can continue be supporting to export, have the right knowledge, have the right technology, have opening of the markets. Because sometimes, you know, an enterprise, you know, when you have been working only in a local market, you might not have all the channels, how to get the knowledge, how to get, and that is why I think the government, together with the World Bank financial support, we are ready to support that. Opening these markets is very, very important, especially for small and medium-sized enterprises. I can also say that this project, along with this project, I just visited two weeks ago some of our projects that were supported as part of our agriculture engagement. And it's really, that was some time ago, but it's amazing to see how they have grown from a very small startup to a big exporter, which is really great to see. And I think that's the future of Moldova. And I think we are really, really glad that we can support it. Thank you very much. Thank you, Minister. Thank you, team, for making it. Doamna Irina a spus că este foarte bucuroasă să reprezinte aici Banca Mondială, care este gata să sprijine în continuare Republica Moldova, având în vedere angajamentul de lungă durată pe care l-a avut Banca Mondială, Guvernul Republicii Moldova, sprijinirea IMM-urilor și prezența în cadrul companiei de astăzi este o dovadă că domeniul agriculturii este foarte important în acest angajament și produsele din cadrul acestei companii este, sau compania face parte din sprijinul pe care îl acordă Banca Mondială domeniului agriculturii. Este foarte important să producă Republica Moldova calitate înaltă, asta este esențial pentru a ajunge pe piețele internaționale. Piața europeană nu este o piață nouă pentru Republica Moldova. Faptul că Republica Moldova și exportă produsele în UE de mai mult timp este o dovadă a calității înalte a produselor de aici și este foarte important să nu se facă diferența dintre calitatea produselor care rămân pe piața locală și care se duc peste hotarele țării. Deci, doamna Inguna, încă o dată,
ai exprimat deschiderea și Băncii Mondiale de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în continuare pe aceste domenii. Cam atât pe scurt. Mulțumim și acum vreau să-l invit în față pe domnul Dumitru Pântea, director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Da, stimate domnule viceprim-ministru, stimată doamnă Dobroja, dragi antreprenori, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, prin intermediul acestui program de internaționalizare, confirmă faptul că este alături de antreprenori, inclusiv față de cei care vor să iasă produsele și serviciile lor pe piețe externe. În ultima perioadă, mai multe programe de suport au fost lansate de organizația pe care o reprezint și de către guvern, care vin în sprijinul antreprenorilor. Misiunea mea aici este să dau mai multe detalii despre acest program, astfel încât cei care ne urmăresc să poată și ei beneficia de programul dat. Deci, componenta de matching grant sau de granturi pentru exportatori vine să susțină pe cei care deja exportă sau pe cei care doresc și au potențial de exporta, să-i susțină cu granturi de până la 600.000 de lei în acest efort. Granturile de 600.000 de lei vin după formula 1 plus 1, respectiv antreprenorul vine cu o contribuție proprie din resurse proprii de 600.000 de lei, iar ODA din resursele Băncii Mondiale vine să acorde acest grant de alte 600.000 de lei. Este important de menționat că aceste resurse pot fi utilizate atât pentru echipament și utilaje, cât și pentru servicii soft, să spunem așa. Cum ar fi? Dacă compania are nevoie să investească în vizibilitate, să-și facă un brand book, să-și facă, să participe peste hotare la târguri și expoziții. Dacă compania are nevoie să-și ia anumite certificări, să se acrediteze, astfel încât să poată intra în contact mai rapid cu companiile de pe extern, toate aceste cheltuieli sunt eligibile în cadrul componentei de internaționalizare. De asemenea, aș vrea să menționez că la ODA antreprenorii pot găsi suport indiferent de perioada de activitate în care aceștia se află, astfel încât noi ajutăm antreprenorii din momentul lansării, creșterii, până în momentul internaționalizării. Vreau să reamintesc că recent a fost lansat și programul 373, prin intermediul cărora antreprenorii pot accede credite cu dobândă redusă, dobândă de până la 7% în lei, 3% în euro, astfel încât cei care au nevoie de resurse financiare pentru un proiect investițional mai mare decât ceea ce oferă programul de granturi, pot combina aceste cheltuieli în cadrul unui singur proiect investițional și cu resurse financiare din mai multe părți. Aș mai vrea să menționez că resursele financiare care sunt puse la dispoziție de către Banca Mondială sunt în quantum de 5 milioane de dolari pentru această componentă de matching grants, dar Banca Mondială vine și cu un suport semnificativ pe dimensiunea de capitalizare a fondului de garantare a creditelor, astfel încât inclusiv efortul de a accede credite din sectorul bancar să fie susținut în eventualitatea când companiile nu au suficient gaj pentru a accede aceste credite. Deci, în concluzie, vă îndemn pe toți antreprenorii care au intenția de a ieși la export să acceseze site-ul oda.media la capitolul programul internaționalizare și să vadă exact condițiile de eligibilitate. Să știți că procesul de aplicare este unul online și are loc în mod continuu, respectiv antreprenorul vine și aplică la program atunci când el are nevoie, atunci când este sigur de proiectul investițional pe care vrea să-l implementeze. De asemenea, un lucru foarte important de menționat este că procesul de aplicare este absolut online, deci este digitalizat. Și de asemenea, orice document pe care îl are o altă instituție a statului, antreprenorul nu mai trebuie să-l aducă la ODA, respectiv depunerea la programul dat constă doar în a prezenta proiectul investițional pentru care urmează a fi obținută finanțarea. Deci îndemn toți antreprenorii să beneficieze de suportul pe care guvernul îl pune la dispoziția acestora. Și în continuare, înțeleg că avem un beneficiar a programelor ODA, care va veni să ne explice din experiența dumnealui și un potențial beneficiar a programului de internaționalizare.
Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Victor Nistorică și sunt administrator al acestei afaceri din Bardar. Bine ați venit! Bine ne-ați vizitat! Ce facem noi aici este o afacere care se dezvoltă accelerat, care a crescut ca și număr de angajați în ultimii 4 ani de la 15 la 50, care și-a diversificat mult gama de produse, atât de la produse tradiționale, cât și la cele moderne, semifabricate, congelate, plăcinte, eclere, macarons și multe alte produse gustoase. Și ceea ce vreau să spun că ceea ce am obținut noi se datorează în mare parte și suportului programelor de stat. Pentru că veți și vedea acuși în întreprindere. Deci am pornit de la elemente simple, cum a fost prin programul de digitalizare, să ne facem un site, un magazin online, care a fost absolut strict necesar în perioada pandemiei. Ca după care, având niște intenții de a ieși la export, ne-am dat seama că ne lipsesc niște lucruri, că doar dorința nu este suficientă, că trebuie să avem și unde să producem, și cu ce să producem, și cu cine să producem, și, dacă tot s-a spus, la ce nivel de calitate producem. Pentru că nici de cum nu ne-am propus să mergem cu un alt produs la export. Cu același, cum ați menționat, poate chiar mai bun din punct de vedere a ambalării. Pentru că dacă aici, în Moldova, este ușor să spui un colac sau o plăcintă de la un anumit producător, când mergem în afară, trebuie făcut mai frumos. Respectiv, de ce am beneficiat noi a fost și ce am înțeles că trebuie să faci a fost în primul rând standardizare, ridicarea standardului de afacere. Și programul de internaționalizare în primă fază ne-a dat suport pentru a implementa standardul de ISO, ceea ce a însemnat o carte de vizită cu care putem să mergem la partenerii peste hotare și să spunem că da, noi livrăm produse de calitate. După care am înțeles că trebuie să creștem. Orice ce vedeți aici în mare parte a fost făcut în ultimii 2 ani și cu suportul programului de internaționalizare a afacerilor, prin care noi am procurat atât utilaj de prelucrare a produselor, cât și am utilaj de răcire, de păstrare în spații congelate, ca și o componentă. O altă componentă a fost anume marcarea produselor, ambalarea, deci acest suport ne-a ajutat la faptul să elaborăm un ambalaj potrivit consumatorului din România, în cazul nostru. Am implementat la fel și componenta de ecologizare a afacerii, pentru că partenerii, potențialii parteneri de peste hotare ne întrebau cum sunteți cu standardele eco. Și atunci am implementat stații de epurare, separator de grăsimi, sistem de reciclare a deșeurilor, astfel încât să corespundem și acestor standarde de calitate. Ce s-a întâmplat în rezultat? Da, după ce am implementat și am investit fondurile acordate plus co-investiția noastră, astăzi pot să spun cu mândrie că livrăm în România în unul din cele mai mari lanțuri de magazine, peste 170 de magazine în care consumatorii văd produsele noastre. Am început cu plăcintele congelate, suntem acolo, ne cunosc, deja avem discuții avansate cu alte categorii de produse. Vrem să ducem acolo și croasante, și torturi, și prăjituri, pentru că produsele noastre sunt apreciate ca și calitate, așa cum vinurile sunt foarte bine apreciate, la fel și produsele alimentare. Noi doar suntem cei care trebuie să le facem de o anumită calitate și să le prezentăm. Și exact ceea ce oferă programul în continuare, acest suport suplimentar, noi chiar avem nevoie, pentru că am înțeles că da, este fain să ajungi, să poți să produci și să ajungi, dar trebuie să promovezi mai departe, trebuie să ai o imagine bună, trebuie să faci să se cumpere, că știm că după ce va fi gustat, va fi precis, va fi apreciat. Și mizăm să aplicăm în continuare și la această componentă a programului, anume pentru a ne spori șansele de succes pe rafturile magazinilor. Și da, România este doar prima piață în care am mers deja, am avut deja niște livrări de test și în Irlanda, discutăm și cu Germania, așa că da, Uniunea Europeană este mare și vrem să mergem peste tot. Mulțumim frumos pentru suport și vrem să și încurajăm antreprenorii să aplice, pentru că chiar este posibil și nu este deloc complicat. Mulțumim mult, domnul Nistorică, și mult succes în continuare. Dacă sunt întrebări către vorbitorii de astăzi, vă rugăm să le adresați și vă invit pe toți aici să eventual să răspundeți la întrebările jurnaliștilor. Și dacă nu sunt
Dați-ne întrebări. Nu sunt întrebări, da? Întrebări, facem o poză de grup și mergem la... să vizităm. No question. Everybody wants to see the production. Yeah, we'll go. Sunt la export produse. Este cultul avențir pentru animale, peștine, каким видом производства, каким видом сферы услуг предприятиям делается акцент и внимание того, чтобы они экспортировали даже продукцию. Кроме того, хотел бы уточнить, экспортируя продукцию, экономический агент сталкивается с несколько другим налоговым законодательством. Планирует ли ОДА, либо министерство оказывать предпринимателям помощь именно в налоговом оптимизировании этой продукции? Касательно вот темы хлебобулочных изделий. Вы не единственный производитель вот данной продукции. Выходя на тот же румынский рынок, который ваша продукция ну, культурно и традиционно как-то знакома, вы будете продвигать как собственный бренд, или вы имеете в виду, чтобы республика создала какую-то общую торговую марку и совместными усилиями продвигала этот бренд? Дальше такой вопрос инфраструктуры. Вы экспортируете готовую продукцию, либо будете делать акцент на замороженную составляющую продукцию. Для этого нужен специальный транспорт. В этом контексте я бы поднес еще вопрос. Спасибо. Despre prima întrebare pot să vă spun eu, noi nu intenționăm să discriminăm de tipul de export. Pentru noi este interesant să susținem ceea ce este cu potențial, iar antreprenorii știu mai bine. Este dosarul care se depune și atunci când este un, mă rog, o idee de afacere care are potențial, guvernul o să o susțin. Domn Victor, poate vă referiți la restul. Cea două și trei la mine, înțeleg. Deci, legat de produs, marcă, brand, noi credem și asta facem să mergem cu brandul local, brandul care este știut. Pentru că, ca și în cazul vinurilor, și gândiți-vă când se exporta vin în vrac, se știa de unde, cum e. Respectiv, noi ce vrem să facem, v-am arătat, facem ambalaj frumos și mergem și promovăm brandul. Este mai greu la început, dar în schimb, cu efort în timp și cu lărgirea gamei de produse, eu cred că așa ar trebui să facem. Mai mult decât atât, avem un acord cu agenția de investiții și punem marca fabricată în Moldova pe produse. Deci se pune sticker-ul cu arborele de Moldova, ca să popularizăm, mai ales că ăsta e un avantaj comercial, competitiv. Clientul din România, când vede că este Moldova, știe că dai bun. Legat de logistică, nu este complicat. Deci sunt furnizori logistici, este o infrastructură deja existentă, nu trebuie să-mi cumpăr mașina mea, tirul meu, ca să duc. Deci sunt companii de transport, se contractează timp de o săptămână, ai marfa la București, cel mai acasă. Deci este realizată. Ambiția noastră este să creăm cât mai multe locuri de muncă aici. Și asta facem. Da, și vrem să facem. Legat de produse, iarăși, vom merge cu produse semifabricate, congelate, în bază. De ce? Pentru că au un termen de valabilitate mare. Deci nu poți să mergi cu plăcinta coaptă, că atunci ea trăiește cât? 2 zile, 3 zile? Nu putem. Pe când la produs noi putem să dăm și 6 luni. Acum lucrăm cu laboratorul să dăm chiar un an termen de valabilitate. Pentru că România ajunge într-o săptămână, în Statele Unite ajunge într-o lună. Deci deja se mănâncă un termen serios. Если можно, представитель ОДА, какие критерии по оценке работы потенциального экспортера? 600 тысяч много или мало? Должен ли он за период там, полгода или год выйти на какой-то объем экспорта, на создание каких-то новых рабочих мест? Какие вот такого рода критерии? Deci, suportul dat este nici mic, nici mare. Dar el poate, combinat cu alte suporturi pe care îl propune statul, să vină cu adevărat în susținerea antreprenorului. Deci chiar dacă vorbim de 600.000 de lei grant, dar cu contribuția proprie vorbim deja de un proiect investițional de cel puțin 1 milion de lei. Deci, iată domnul istoric, având experiență deja cu ODA, înțelege că cu un resurs financiar de 1 milion de lei pot fi implementate proiecte investiționale concrete. Și orice antreprenor, când investește, el investește treptat în dependență de piața pe care o are, de capacitatea de producție și cei mai mulți antreprenori încearcă să crească organic. De aceea ODA pune la dispoziție instrumente la diferite etape de dezvoltare și instrumente care rezolvă diferite probleme.
Iată, domnul ministru Rica a menționat că la un moment dat a avut nevoie de o stație de epurare pentru că trebuia să satisfacă standardele din mediu. ODA are program pentru ecologizare. A avut nevoie de un site, a venit pentru la digitalizare. Acum, dacă o să aibă nevoie de un credit de până la 15 milioane de lei, poate beneficia de programul 373 ca să-i crească și mai mult. Dar în acest caz totul depinde de clienții pe care îi ai și intenția antreprenorului. La noi, aici. Deci, v-am zis, erau 15, 3 ani în urmă, acum sunt 50. Deci 35 de locuri de muncă în nici 4 ani. Apropo, majoritatea de aici, din sat. Скажите, пожалуйста, с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе, когда экспортировали свою продукцию в Румынию? То есть это было насколько сложно и какие самые главные сложности? Deci, ca și etape, deci întâi a trebuit să studiem piața, pentru că noi știm că sunt plăcinte, știm că multe gusturile pot fi diferite. De asta am încercat să studiem, am mers foarte mult să discutăm. Doi, toate barierele de ordin logistic documental, ca să zic. Deci a trebuit să avem autorizații pentru export, a trebuit să implementăm standardul ISO, a trebuit să lucrăm la packaging. Deci au fost niște lucruri care, eu am mai spus istoria, am fost sunați 2 ani în urmă de o mare rețea din România să exportăm și nu eram gata. Când ne-am întrebat, 1, 2, 3, 4, 5, nu erau. În 6 luni ne-am făcut temele, după care ne-am dus. Și după care, bine, și partea asta logistică, dar vă zic, am găsit și soluțiile între timp, cum poți să duci și un palet de marfă congelată și 10 paleți, cum este. Экспорт это хорошо, но хотел бы затронуть такую тему, а насколько вот такие вот производители, как вот мы сейчас тут присутствуем, хорошо все чувствуют на местном рынке? Насколько они должны хорошо представлены в наших, грубо говоря, розничных сетях? Насколько они должны быть, например, для меня это открытие, что такой производитель делает такую вкусную продукцию? А как он сотрудничает, например, с местными властями бардера, вот в местных школах, в детских садиках, он получает вашу продукцию? Либо там другие, грубо говоря, такие вот социальные объекты? Eu cred că întrebarea asta tot la domnul Victor ar fi mai corect să o adresați. Din partea noastră, noi nu ne ascundem după deget și nu spunem că totul e bine și frumos. Noi recunoaștem problemele care sunt și găsim și soluții ca să le eliminăm. Noi avem suficiente... Bine, avem deja, iată, au trecut aproape 8 luni de la numirea mea în funcție, avem deja unele rezultate care sunt doar începutul, vă promit. Noi avem un munte de birocrație de mișcat din loc și de oferit suficient spațiu și libertate antreprenorilor ca să se dezvolte și asta e la fiecare pas și cu asta ne ocupăm zilnic. Acum, despre cât de confortabil simte domnul Victor și ce mai este de făcut, ei chiar spuneți-mi și noi scriem, pentru că asta e strategia noastră. Noi ascultăm și vedem dacă o problemă e în compania asta, probabil că alte 20 sau 50 se ciocnesc cu aceeași problemă și atunci noi trebuie să acționăm. Și așa ajutăm economia cu efect imediat. Deci, în primul rând, da, suntem local și credem că trebuie să fim local. Dacă vorbesc de local barter, noi avem colaborări și cu grădinițele și cu școala pe diferite proiecte, diferite aspecte. Mai mult chiar contribuim la dezvoltarea comunității, nu doar cu plăcinte. Da, am ajutat, am acordat și anumite ajutori să contribuim la bibliotecă sau la costum pentru ansamblu de dansatori și așa mai departe. Deci facem lucrurile astea. Rețelele locale, suntem. La export vorbim acum după 4 ani. Ce am făcut în primii 2 ani, ne-am uitat unde se poate vinde produsul aici. Și da, această plăcintă care o gustați astăzi se poate vinde în majoritatea, se găsește majoritatea rețelelor de supermarkete. Se găsește în benzinării. Deci se poate mânca. Pentru că, odată, am învățat cum se face business și ce fel de produs trebuie să ai. Doi, ce n-am spus la export încă, când te duci și discuți cu o rețea mare de acolo, cartea de vizită. Cu cine lucrezi în Moldova? Cine ești tu? Și atunci eu spun că lucrez cu A, B, C, D. Deci din top 5 rețele, noi cu 4 lucrăm. Și atunci, mai ales că parte din rețelele de locale vin din România. Deci au magazine și acolo. Și atunci dacă eu lucrez cu aici,
гарантат, акуло мести ме ушла дискуция. Удобнее работать там или таким производителем, как вы? Потому что жалуются в регионах именно от его питания. Вы спон, но я вам черкать сегодня будем... Ну, ну, кред, адика... Nu știu, și ce a spus domnul ministru, eu chiar simt asta, adică, și garantat nu suntem unici. Chiar și discuția cu organele fiscale de control, ANSA, este foarte constructivă. Adică, dacă ne vine un control, care în cazul nostru ca producere alimentară este obligatoriu odată ANSA să fim controlat și cred că e bine, deci noi suntem preveniți de când ne vine, discutăm, dacă sunt puncte de îmbunătățit și sunt, le punem pe foaie, ne luăm un termen și le dregem. Adică asta e ok. Eu am zis că asta e cea mai ieftină consultanță. Când îți vine organizat și spune, trebuie să faci asta. Noi cu amiaci. Noi cu abuz. Nu, și așa. Partea fiscală, ce să vă spun? De exemplu, noi suntem contribuabilul care suntem permanent pe restituire de TVA. Care ni s-a spus la început, când am zis, e complicat, nu te băga. Deci noi aplicăm aproape semestrial, deci odată la 6 luni, restituire de TVA. Și nu pot să zic că am avut bariere. Chiar am digitalizat și acolo anumite procese. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru interes. Mulțumim. Și vă invităm la un tur al producției. Obligatoriu.